Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la timpul prezent, 6-8 grade, mai mult, cred că 10 grade afară, soarele ne încântă. O să spuneți că vă iau cu vremea. O să discutăm și despre vremuri în același timp, vremuri care puțin câte puțin par să țină și cu noi cei de jos. Vreau, înainte de a începe emisiunea de astăzi, să vă fac un mare anunț important pentru țară. Pentru țară, pentru noi, pentru cei care, pentru dumneavoastră care locuiți în municipiul Bacău și aveți mașini. Atenție, circulația rutieră pe pasarela Mărgineni și calea Moinești se va restricționa în totalitate. Deci nu veți mai putea circula pe pasarela Mărgineni și pe calea Moinești, cele tăiate, panglica tăiată de în urmă cu două luni de zile de oficialitățile de la noi din municipiu. Și asta începând cu data de 17 martie 2014, între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Energiei și Mioriței, drumul spre gară, până la intersecția străzii Arcade Șeptiliș cu calea Moinești. Decizia este motivată de reluarea lucrărilor de modernizare a căii Moinești și a supraînălțării podului Trebeș, pod care ne-a dat atâtea bătăi de cap legate de care a generat și inundațiile din anii trecuți. Conducătorii auto dintre dumneavoastră aveți mai multe rute alternative și anume traficul de tranzit Moinești-Bacău și Bacău-Moinești se va devia pe ruta Arcade-Șeptiliș, Dr. Alexandru Șafran, Calea Republicii cu acces pe DN2, Europa 85. Traficul local se va devia pe ambele sensuri spre trecerea la nivel cu calea ferată și pasajul rutier subteran, cu acces în străzile Constanțe, Ștefan Gușe, Arcade Șeptiliș, Oituz și Gării. Traficul în zona intersecției Mioriței și Energiei din municipiul Bacău se va devia pe străzile Nordului, Ierou Costel, Marius Hasan și pe strada Gării. Iar traficul de pe strada Nordului vă pot spune că va reveni la dublu sens de circulație pe toată perioada de rulării lucrări care se vor finaliza atunci când nu te aștepți, câtă vreme în comunicatul primăriei nu știm cât vor dura aceste lucrări. Important este să vă luați măsuri de prevedere în așa fel încât să știți că de pe data de 17 martie podul de la Mărgineni, calea Moinești, Pambac, pe acolo, prin zonă, nu va fi operabil pentru că se reiau lucrările de modernizare a căii Moinești și asupra înălțării podului Trebeș. În același timp vreau să salut și edilii din Ruginești, din comuna Ruginești, județul Vrancea, promițându-le în mod solemn că săptămâna viitoare vom fi în comună unde vom pune țara la cale câtă vreme edilii de acolo ne-au sunat și ne-au spus că vor să stea de vorbă cu noi, vor să discute cu jurnaliștii, cu cei de la EuroTV Bacău. Vă reamintesc în același timp, înainte de a începe, că ne puteți contacta pe cele două adrese de e-mail, redacția@eurotvbacau.ro, cât și pe office@eurotvbacau.ro, doar dacă intrați pe site-ul mail.eurotvbacau.ro. Suntem aici pentru dumneavoastră, vrem să vă stăm la dispoziție și să încercăm pe cât posibil, dincolo de vorbe, să punem și noi umărul spre a vă ajuta în rezolvarea problemelor pe care le aveți zi de zi. Bun, acestea fiind spuse la vreme de după masă, așa că probabil ați ajuns acasă, vă gândiți ce să mâncați, vă gândiți la vreme de cină, așa ce să cum să terminați ziua, nu o să încercăm decât să aducem în fața dumneavoastră discuții legate de normalitate, discuții legate de inițiative ce țin de portofelul fiecăruia dintre noi, portofel aflat la mare strânjeneală, la mare anaghie în relația cu facturile care nu mai contenesc să vină. Nu de pomană în studioul nostru, este un mai vechi colaborator al nostru, reprezentant al Bacăului în Colegiul 2,
în Parlamentul României, discutăm și spunem bună seara domnului deputat Cosmin Necula, bine ați venit. Bună seara și bună seara tuturor telespectatorilor. Ne vedem din nou, nu spun așa, peste rând. Noi am discutat săptămâna trecută să avem legătura în studio. Încep, domnule deputat, cu un pasaj dintr-o declarație politică făcută săptămâna aceasta de către dumneavoastră în plenul Camerei Deputaților și apoi să încercăm să și comentăm pentru cei care ne privesc. Zicem așa, definiția celui mai bun politician se poate trasa simplu. Nu zicem noi, ați spus dumneavoastră. Cel care poate să spună despre ceilalți că sunt incapabili în felurite cuvinte și fraze, cel care poate rosti injurii politice la adresa adversarului său, fără să se repete, ca și cum ar, cum zicem românii, un român deștept, ăla care înjură 20 minute fără să se repete, așa, cel care poate fi populist îmbinând naționalismul extrem cu atitudinile rasiale, încercând să-și răstignească adversarii politici de la orice tribună îi iesă în cale. Părerea mea, ca om plină putere, așa, chiar dacă nu se vede la vreme de seară că sunt într-o plină putere, așa, e că a spus degetul pe rană. Care au fost motivațiile care au stat la baza conceperii și punerii pe hârtie a acestor fraze? Ceea ce vreau să vă spun este că am făcut doar un gest sincer. A fost o adresare foarte sinceră colegilor mei, într-o încercare aproape disperată de a îi trezi din această luptă în care România se află prinsă de cel puțin 10 ani. Nu mi se pare just și nu mi se pare corect ca marea calitate care îți conferă votul populației să fie dată de cât de bine știu eu să-mi terfelesc adversarul noroi sau de cât de capabil sunt eu să zic că n-a fost în stare să facă nimic sau că nu poate sau că este incapabil. Mi se pare că a venit vremea și este timpul ca să ajungem la etapa în care proiectele să vorbească în locul nostru, faptele noastre să vorbească pentru noi, iar noi să avem o atitudine decentă unii față de ceilalți. De aceea vă spun cu sinceritate că niciodată nu o să mă vedeți pe mine înjurându-mi adversarii politici, nu o să mă vedeți spunând cât de bun sunt eu și cât de hoți au fost ceilalți sau nu mai știu ce alte chestiuni. Și vreau să vă repet, exact cum am mai spus-o și alte dăți, aceasta mi se pare o atitudine normală și de bun simț. Așa. Deci nu e o chestiune anormală sau o chestiune extraordinară, am făcut un gest de normalitate. Mă gândesc că gestul dumneavoastră de normalitate nu a rămas nepedepsit. Ceilalți colegi ai dumneavoastră au avut reacții, au avut opinii legate, dacă puteți să ne le ziceți. Da, nu e niciun fel de problemă. Unii au avut, ce te-a apucat. Unii au fost pro, unii au fost contra. Generațiile care activează de prea mult timp în politică n-au înțeles în mod concret mesajul meu. Poate că au interpretat ca un gest de frondă acest lucru, dar nu a fost nici pe departe acest motiv. A fost un mesaj de normalitate în care îmi doresc să intrăm toți, nu doar colegii mei din Parlament, pentru că nu mă refeream doar la ei, și mă refer la absolut toată clasa politică pe care o are țara aceasta în acest moment. Am fost acolo, de la consilierul local până la parlamentar, de la consilier județean sau un consilier de comună până la, să spun, până la președinte. Președinte, pardon. Până la președinte, pentru că România au într-adevăr o vorbă foarte bună cu peștele și cu capul care își schimbă compoziția organoleptică. Da, ați folosit termenul ăla, eu îl spunem, adică eu îl spunem, eu îl spun direct. Bun, cu alte cuvinte, declarația dumneavoastră politică de la începutul acestei săptămâni se dorește a fi, adică începeți, vreți să schimbați ceva din gândirea politicienilor români. Deci vă spun cu sinceritate că încerc să fac ceea ce scrie în Constituție și să fac ceva normal. Nu o să mă vedeți venind în fața dumneavoastră și în fața cetățenilor cu proiecte astronomice și faraonice, mai exact. Nu o să mă vedeți cu autostrăzi suspendate, vreau unele schimbări spre o stare de normalitate. Mi se pare normal să nu-ți înjur colegul, mi se pare normal să nu-l consider vinovat pe colegul tău de ceea ce e mai rău pe planeta asta. Mi se pare normal să stăm să facem legi, mi se pare normal ca legile să fie pentru cetățeni, mi se pare normal ca să-ți întrebi cetățenii înainte de a crea o lege. Și aici vă pot da un exemplu concret. Momentul în care
Colegul meu, Remus Cernea, a venit cu legea parteneriatului civil, o lege foarte dură pentru conștiința națională, dar mascată sub un titlu foarte, foarte decent. Practic, încercarea unei forme de legalizare a căsătoriilor homosexuale, da, a legăturilor homosexuale. L-am întrebat foarte direct și n-a putut să-mi răspundă, ți-ai întrebat oamenii din colegiu dacă acest lucru și-l doresc ei cu adevărat. Ți-ai întrebat dacă aceasta e problema lor primordială? N-a fost în stare să-mi răspundă, nici n-a vrut să-mi răspundă, pentru că îmi dau seama că nu a făcut-o. Dar nici legea nu a avut câștig de cauză. Nu a avut momentan, stați că drumul încă este deschis, în Comisia Juridică a căzut, am fost unul dintre oamenii care am propus respingerea acesteia, în totalitate, nu doar pe articole. Practic, concluzionând, vă spun că mi se pare normal ca să facem ceea ce este scris în Constituție, ceea ce e scris în legea administrației publice locale și fiecare, în momentul în care ajungem în postul în care ne aflăm, să facem chestiunile de bun simț. Să facem o așa treabă este, de bun simț. Să fie treaba făcută cu bun simț și în folosul oamenilor, pentru că îmi permis să citesc mai departe cu riscul de a nu-i supăra pe cei care ne privesc. Ziceți dumneavoastră că o trage și o primă concluzie după ce am citit cele adinauri. Acesta este omul politic al ultimilor ani. Adică, practic, turnul Babel, care îl vedem în fiecare seară, îi vedem și avem posturile de știri, de televiziune, unde nu că intoxică pe oameni. Se întâmplă lucruri unde toată lumea are dreptate, toată lumea vorbește în același timp. Țara asta nu duce lipsă de analiști politici și economici, de pseudo-analiști economici și politici, care își dau cu părerea. Când faci un periplu așa, chiar dacă cineva ne spusese cu ceva vreme în urmă, nu ne spusese dintr-un cuget curat cât spre a se proteja doar el, să încercăm să stăm fără antene și fără alte posturi de televiziune două săptămâni, ne-am simțit mult mai bine. Vedeți, dumneavoastră, turnul ăsta Babel include o mare parte din el, este format din politicieni. Dar vedeți, dumneavoastră, semnale care sunt convins că le aveți din teritoriu, incertitudinea politică, indecizia politică care am avut-o în ultimele trei săptămâni, slavă Domnului că acum ne-am revenit și avem tot ce ne trebuie, s-a repercutat inclusiv până la ultimul om. Deci funcționează tot sistemul și de sus în jos și pe orizontală. Cu certitudine se întâmplă acest lucru, cu certitudine. Auzeam primari care îmi spunea, doamne, mă duc să-mi semnez un proiect, n-are cine să-mi semneze, pentru că... Așa e, și în momentul în care cetățenii văd cum foștii parteneri dau cu noroi în cei care rămân la putere, sau invers, când îl văd triumfând pe Traian Băsescu în chestiunile de răzbunare personală, e normal să existe acel sentiment de nesiguranță, e normal să existe acel sentiment de incertitudine. Practic, am venit în fața oamenilor în 2012, am promis ceva și suntem obligați să ne ținem de cuvânt. Fiecare fisură, fiecare fractură a clasei politice îndepărtează, practic, politicienii de promisiunile pe care le-au făcut către cetățeni. Și e normal ca cetățenii să simtă într-un mod care îi face să repudieze complet clasa politică în ansamblu ei, pentru că vă garantez ceva, în ochii cetățenilor, politicianul nu contează ce culoare are, este repudiat absolut la fel, indiferent de convingerile politice. Deci, practic, este un ștampil, așa, un stigma. Fără îndoială. Deci, de foarte multe ori, se poate considera că, știți, e discuția aceea clasică cu cei 500 de parlamentari, da. De multe ori e echivalența cu cei 500 de hoți, cei 500 de criminali. Da, se asimilează ușor. Guvernul României, de asemenea, populară, președinția, da, a fost în momentul de față atât de tare demonetizată și demonizată ca și instituție, încât e greu pentru cetățeni să mai aibă anumite repere politice naționale. Eu vă spun și acum fac trimitere la cei care probabil monitorizează ceea ce facem noi eu la Euro TV. Am lansat invitația de a participa la această emisiune și a unui coleg de-al dumneavoastră din OP, aflat în opoziție, îi păstrasem locul lângă noi aici, nu a vrut să participe, a motivat că are alte treburi mai importante de făcut. Rămâne totuși deschis un loc pentru cei care se află în opoziție și au ceva de vorbit să vorbească. Dar revenind la ale noastre, ziceați, nu au contat în toată ecuația pe care noi am enunțat-o și am încercat să o conturăm mai sus, nu au contat nici poporul, nici dorințele lui, ceea ce spuneați dumneavoastră cu omul care simte și pune
ștampila, nu au contat nici necesitatea recunoașterii acestei țări de recunoaștere. S-a vândut tot ce a fost de vândut repede și ieftin și închei, și nu mai fac trimitere decât foarte puțin la declarația dumneavoastră politică de luni, cu faptul că ura de clasă. Discutăm în momentul de față despre ura de clasă. Dați-mi câteva detalii legate de acest lucru. N-am mai auzit chestia asta de pe vremea aia când... Da, de dinainte de 89 și mai exact 89. Specific anilor 48-50. Așa, era moșiere cu chiaburii, da. Cu... E un concept de manipulare foarte bine pus la punct. Laboratoarele... Deci băieții care le au pe astea știu despre ce vorbesc. Da, 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 da. A fost specific unei alte istorii, alte etape istorice. În momentul de față, categoriile sociale sunt la fel răscolite de această împingere spre un sentiment negativ unul față de celălalt. De aceea profesorii sunt catalogați drept oameni care iau șpagă, medicii sunt niște hoți, presa e demonizată. Fiecare dintre noi, indiferent de categorie socială, avem ceva să ni se reproșeze sau să putem fi acuzați de ceva anume. Ceea ce pot eu să spun dumneavoastră că și cetățenilor este că nu toți medicii iau șpagă, nu toți profesorii sunt hoți, nu toți politicienii sunt corupți, nu toată presa e vândută, nu e bine să generalizăm și să punem ștampile pe categorii sociale încercând să le atragem una împotriva celeilalte. Asta pentru e percepția, că, să știți. Da, asta e percepția, să știți că un popor care este sărac, un popor care este plin de ură și de dezbinare, un popor care este prost informat, un popor care este sărac și un popor care este slab educat, pentru că nu are un sistem care să confere generațiilor care vin educație așa cum trebuie și la ceea ce se întâmplă, adaptat la ceea ce se întâmplă, e foarte ușor de manipulat. Peste toate, dacă mai ai și un popor bolnav în care poți să, căruia poți să-i vinzi medicamente, așa e este. Și mai bine. Da, nu se trăiește bine. Cu medicamentele e o altă. Da, cu medicamente chestie. Care sunt expirate sau sunt retrase de pe piața europeană, dar care la noi, au cu mare sunt la noi livrate cu mare căutare. Da, nu, citeam și o știre pentru cei care ne privesc, pentru telespectatorii noștri. Lista cu medicamentele compensate în România n-a mai fost, să spun eu, adaptată, n-a mai fost rediscutată de vreo 6 ani de zile încoace. Și de aici, probabil, afirmația dumneavoastră. Nu neapărat, vreau să vă dau, și va veni momentul în care să vă dau niște exemple concrete, și mă refer în mod direct aici la citostatice. Citostatice, pentru cei care niciunul din noi nu se cheltuie enorm, sunt niște sume enorme care se cheltuie pe citostatice și totuși rata de supraviețuire din ceea ce informații am eu în afecțiuni neoplazice, deci în cancer. Cancerile. În Uniunea Europeană este 92%, în România undeva la 50%. Și vă spun că unul dintre elementele concrete în care statul, numai că pierde bani, statul risipește banii, iar cetățenii beneficiază de niște chestiuni de proastă calitate, ca să mă exprim elegant, sunt această categorie a citostatice. Iar ajungem acolo unde am plecat. Vă povestiți-mi un pic aici, că nu vă las până în urmează, văd că sunteți un documentat, trebuie să fiți documentat. Să ia comision aici, vorbim discuții. Nu e vorba neapărat de comision. E vorba de niște chestiuni de nivel național, de transnațional, în care interesele marilor firme producătoare de medicamente joacă un rol pe piața economică, europeană și mondială extraordinar de mare. Și atunci e vorba de influență, e vorba de presiuni, e vorba de metode de manipulare. Deci n-aș merge până acolo, deși beneficiez ca deputat de imunitatea. Și aici, așa, repet foarte clar, de singura imunitate pe care o am referitor la ceea ce zic și ceea ce fac referitor la mandatul de deputat exclusiv. Dar ceea ce vreau eu să vă spun este că în momentul de față suntem niște actori mărunți pe o piață internațională în care alții își fac interesele economice. Asta e părerea mea și mi-asum cele spuse în momentul de față. Nu e prima dată când faceți declarația asta și ea este una care are suportul real. Mă gândesc să așteptăm, cum să zic, exercițiul ăla democratic din data de 25 mai, când poate vom trimite oameni acolo care își vor face treaba și vor duce România acolo unde este loc. Da, și poate vor fi oameni care vor împrumuta încă o dată din exemplu Poloniei, care vreau să vă spun că este un popor care mă fascinează.
au fost de 3 ori șterși de pe harta istoriei și nu s-au lăsat. Da. Uitați că în acest moment premierul Poloniei a indicat foarte clar Germaniei că sunt nesinceri în relația pe care o au cu Ucraina și faptul că nu crede că îi vor susține, nu vor susține eforturile Americii și a Uniunii Europene în vederea sancționării Uniunii, era să zic Uniunii Sovietice, dar să știți că Rusia în momentul de față se comportă efectiv ca Uniunea Sovietică condusă de Stalin. Așa este. Nu de, nici măcar de Nikita Hrușciov. Dar, în fine, astea sunt. Dar revenind la ceea ce discutam, sper ca politicienii români care vor ajunge în Parlamentul Europei să aibă puterea și curajul polonezilor să spună lucrurilor pe nume și să explice inclusiv Germaniei care sunt realitățile pe care le percepem noi aici. Și vreau să vă dau niște exemple concrete. Și o spun peste tot. Respect Uniunea Europeană și respect principiile, dar mi se pare injust să urli ca din gură de șarpe că în momentul în care îți vin cetățenii români că îți cotropesc și îți iau locurile de muncă, dar n-a urlat nicio țară europeană, nicio țară din Uniunea Europeană în momentul în care medicii veneau și ocupau locurile. Normal că deci nu... acolo n-a mai fost niciun europarlamentar care să vină să spună că trebuie să-i amprentăm pe medicii români, pe kinetoterapeuți, pe asistenți. Acolo n-a mai fost nicio problemă. Da? Au ei, cum să spun, motivele lor, motive care nu sunt așa de juste. Nu-i prima oară când suntem înșelați, domnule. Nu-i prima oară, dar e asta momentul să mai punem și piciorul în prag. E momentul și iar reamintesc de momentul de exercițiu democrat din 25. Poate nu vom trimite acolo statui, poate nu vom trimite acolo agramați, poate vom trimite oameni care vor avea o viziune de ansamblu și poate cu asta trebuia să începe, poate vom trimite patrioți acolo, domnule. Exact, poate e momentul să trimitem patrioți și oameni care au curajul să își asume cele pe care le spun. Să asume, e un termen deplasat, patriotismul, văd că s-a ridicat un pic. Da, așa, e demonizat. E demonizat, dar acum cu Jobbik, cu ce face omul ăla acolo în Transilvania, facem așa, doar o trecere, pentru că aveți și probabil alte informații pe care le avem, dar și noi, presa, parcă se simte așa un pic tricolorul, dar se simte la necazul altuia. Am devenit iar un pol de stabilitate legat de ce se întâmplă în Ucraina. Acum, în Ungaria, în România, cu ce vor ungurii aia dincolo de Tisa, iar suntem împărțiți românii, pentru că ca românul nu-i niciunul, de doi bârfește unul. Înțelegeți? Și am pozițiile celor două palate, justă a primului ministru, prin care zice, domne, nu poți să-l oprești pe acest cetățean ungur la graniță, să nu te uiți în pașaportului, cât să-l întrebi de carnetul de partid. Nu, asta este o abordare extremistă și exact cum am scris și în declarație și cum am exprimat. Uitați, asta este genul de naționalist deșențat, care speculează efectiv doar dorința românilor de a avea o țară corectă și demnă. Manipulare, dezinformare. E o manipulare ieftină, pentru că în momentul în care vii, dumne, vreau să scot în afara legii, să-l chinui, să-i jupuim pielea. Dă bine la cei da, care... Dă bine, dă care... bine, pentru că oamenii sunt duși într-un mod eronat pe acest drum. Da, e concret și corect faptul că un om care face asemenea și oameni care fac asemenea manifestări de genul celor de la Târgu Mureș trebuie să suporte consecințele legii penale. Iar cei care susțin demersurile lor să le suporte până la capăt. Și vreau să vă aduc și iarăși, eu ceea ce spun foarte clar, documentat și mi-asum. Domnule Tocheș a fost și la momentul Revoluției spion maghiar. Se știe. Eu nu știu cum are curajul acest om să vină să ne țină nouă lecții de europenism, de românitate. A fost un spion al unui sistem comunist. L-ați văzut interviul? Am văzut interviul și îi urez multă sănătate oriunde vrea. Da, dacă vreți, din punctul meu de vedere, gestul de a-i retrage distinția oferită de statul român poate e prea puțin. Poate ar trebui să îl întrebe și parchetul un pic și procurorii de sănătate pentru domnul Tocheș pentru declarațiile nenorocite și deșențate pe care le are. Dar pe de altă parte, nu pot să vin să îmbrățișez opinia președintelui României în care să vin eventual să spun că să luăm eventual și capul domnului Tocheș pentru ceea ce a vorbit. Nu. Trebuie să suporte consecințele legii penale în măsura în care acesta are greșit. Iar din punctul meu de vedere a greșit și greșit față de țara asta. Ceea ce nu înțeleg... de el ca om, nu față de comunitate. Nu, pentru că eu sunt convins. Maghiare, să știți. Face foarte mult rău, iar toate manifestările extremiste fac foarte mult rău comunității maghiare. Și vă spun și de ce. Să-mi explice cineva și mie cum poate veni în momentul de față un politician maghiar din UDMR în fața unui cetățenilor români să le explice că interesul lui nu este un interes de a destructura România și statul român.
E foarte greu credibil în contextul în care există cetățeni ca domnul Tocheș și manifestări de la Târgu Mureș în care sunt implicați extremiști maghiari. E foarte greu. E foarte greu să vii să explici oamenilor că pe tine te interesează interesul național al românilor. Da, dar va trebui, e o problemă pe care trebuie să o asume UDMR-ul, să o prezinte public. Am înțeles că a făcut deja public și a făcut publică opinia președintele Kelemen Hunor explicând că se disociază, dar din punctul meu de vedere trebuie un pic mai mult decât o disociere. Niște elemente concrete ale UDMR-ului prin care să demonstreze faptul că se disociază de domnul Tocheș, că se disociază de manifestările extremiste ale partidului Iobbik. Asta este genul de acțiune politică care mi se par juste. Și după aia poți să vii să discuți de interesul național. E, nu, la momentul declarațiilor, la nivelul declarațiilor se disociază, dar ei erau acolo, să știți, în mijlocul celor care manifestă. De aceea, vedeți? Eu nu pot să vă spun chestia asta, nici da, nici nu, dar eu de aceea solicit o atitudine clară. Am un coleg deputat PSD de București care a făcut chiar o plângere penală împotriva unor extremiști maghiari. Sunt convins că parchetul va cerceta și aceste aspecte. E de datoria lor să o facă. Până la urmă, statul național unitar e atributul, respectarea Constituției și a statului național unitar este atributul primordial al parchetului și a Serviciului Român de Informații. E adevărat, eu vă spun ce spunea un mare bătrânel, un istoric, un om citit, un om care rămâne undeva, mi-a spus, sunt sătul și acrit de ce se întâmplă. Dar să știți, domnul Istoriscu, noi am mai fost de două ori în Budapesta, așa că nu e o problemă. Zic, da, domnule, nu se ajunge până acolo. M-am fost și în Bulgaria. Așa e, nu ajungem noi până acolo, dar zic că e altă conjunctură, suntem țări prietene, da, suntem în același... Fără discuție și să știți că noi în momentele respective ne-am dus să instaurăm pace pe modelul american. Da, e adevărat. Deci noi eram și soldații exact de menținere a păcii. Cum faci și cizma rusească în Crimea. Da. Bun, și atunci care este adversarul dumneavoastră politic în momentul de față? Ziceți aici că nu este nici deputatul PDL și nici senatorul PNL. Cine ar fi advers? Care sunt adversarii dumneavoastră, domnule? Adversarii, exact cum am și spus și cum am și scris, adversarul este sărăcia oamenilor din colegiul la care nu poți să le răspunzi. O luați pulsul așa în fiecare... Da, deci în momentul de față vin de la o weekend. Întâlnire cu, nu fiecare weekend, de joia până duminică, am programate absolut în fiecare zi întâlniri cu cetățenii. Așa. Cu diverse categorii sociale. Astăzi am fost la întâlnire cu Uniunea Generală a Pensionarilor, după aceea am fost la o întâlnire cu Consiliul Elevilor. Uh-huh. Mâine voi avea alte două întâlniri în oraș. Sâmbătă încă două și tot așa. Da, nu-i bine. Asta este marea problemă. Asta e marea problemă pe care o avem. Cum se duce omul politic? E foarte simplu să vii în fața națiunii, să declami în spatele televizorului, faci declarații politice. Ce frumos și deștept. Da, dar în momentul în care te duci în fața oamenilor și le explici că încă o fabrică s-a mai închis, s-a transformat în mall, vreau să văd și eu ce răspunsuri concrete îi dai. De ce? Ce faci? Ce-ai făcut pentru vă ei? Vă cer, Băcăvane, astfel de răspunsuri? Da, da, îmi cer și de aceea vă sunt... Vă pun întrebări și... Fără îndoială. Și o să vină și momentul în care să le spun concret, da, s-au făcut moluri, dar stați să vă dau și soluția în acest caz. Și va veni acel moment. Pentru că exact cum discutam și de problema energiei, nu e o problemă, eu nu m-am apucat să fac un proiect de lege care să-l fac desprins de realitățile pe care le-am trăit și eu și cetățenii acestui oraș. Și cetățenii acestei țări. Băieții sunt... deștepți în energie v-au sărit la gât așa un pic, o să vă spun când o să discutăm subiectul, sunt cu totul și cu totul. Probabil îi loviți un pic la linguric așa, adică se întâmplă dacă va trece acest proiect de lege. Bun, sărăcia este adversarul dumneavoastră, vă întâlniți cu oamenii. Ce vă spun, Băcăvanii, domnule? În momentul de față îmi spun să ne ținem promisiunile. Asta îmi spun și ăsta e principalul lucru. Sunt sătui de 25 de ani de furat în această țară, sunt sătui de 25 de ani de demagogie politică, sunt sătui de 25 de ani de trimis oameni în Parlament care nu știu ce se întâmplă și nu știu ce se întâmplă cu ei. Și eu le-am spus de foarte multe ori că somnul n-are legătură cu vârsta în Parlament. Așa. Știți, e acea expresie, noaptea minții și da. Somnul rațiunii. Da. Dar asta îmi spun. Și îmi spun că vor o viață mai bună și o viață mai bună care înseamnă de fapt o stare de normalitate. Vor o viață decentă. Iar noi trebuie să facem tot ceea ce ne stăm puteri să oferim această viață decentă. Ați fost la copiii ăștia care sunt constituiți copii. Elevii de excepție, că sunt copii 1 și 1 în Consiliul Județean al Elevilor. Ați discutat cu ei și despre exportul de creiere.
Da, le-a... să știți, am discutat, este un băiat, cred că avea 14 sau 16 ani, pe numele lui Vlad, a cărei întrebare a fost foarte directă. V-ați gândit cumva care ar trebui să fie măsurile pentru ca să opriți acest exod de creiere? Deci vă spun că întrebare ei macro. Au această percepție și înțeleg foarte bine că sunt practic condamnați să plece în afară. Tot ce este creier român, practic, este condamnat într-un fel sau altul. S-a mai luat măsuri, așa este. Da, așa este. Avem măsuri. Am încercat, le luăm aceste măsuri. 160 de euro la medici rezidenți, da. Creșterea cu 10% a salariului profesorului debutant. Dar să știți că aceste probleme sunt foarte mari, sunt foarte multe și aceste măriri nu ajută suficient. De aceea trebuie să gândim totul ca un ansamblu. Exact cum legea de educație nu poți să o percepi doar din perspectiva măririlor salariale ale profesorilor. Nu e suficient. Nu va rezolva totul. Cum legea sănătății nu poți să o discuți doar din perspectiva creșterii salariului medicului sau asistentei. Nu poți să discuți doar exclusiv în acest fel. Problema sistemică se referă în cazul legii naționale a învățământului. Trebuie să discutăm de un triunghi de elemente. E vorba de profesor, elev și părinte. Nu poți să faci educație națională fără ca aceste trei elemente să fie legate și sunt într-o foarte strânsă legătură. Nu e lucru nou. Nu e un lucru nou, dar să știți că nimeni nu spune și nu își pune problema atât de apăsat cu privire la responsabilitățile. Responsabilizarea, da? Să știți că cu responsabilizarea vă dau un exemplu concret a părintelui. Da. Eu înțeleg și eu sunt un părinte care sunt foarte ocupat. Abia reușesc dimineața să-mi duc copilul la grădiniță în momentul în care sunt în Bacău. Asta și probabil îl voi vedea undeva la ora 9 seara. Vom încerca împreună să ne jucăm cu un elicopter care l-a primit el de curând. Așa. Dar nu poți justifica lipsa de atenție pe care nu o acorzi copilului tău și faptul că el nu știe ce faci la școală, nu știe dacă lipsește, dacă nu lipsește, fără să te coste. Nu mai e vorba de controlul ăla de care, adică un pic de control e necesar, dar e obligatoriu. E obligatoriu să vezi măcar dacă lipsește sau nu lipsește. E obligatoriu să te intereseze măcar ce îți spune profesorul la școală. Cum este foarte important ca un copil, un adolescent să cunoască foarte clar care sunt responsabilitățile pe care statul român le pune în sarcină. Și faptul că răspunde penal de la 16 ani și faptul că poate să facă pușcărie de la 16 ani. Cum de asemenea profesorului nu este suficient creșterea salarială, este ajustarea materiei pe care o predă cu realitățile în care trăim, este pregătirea acestuia cu noile confruntări pe care probleme pe care le au copiii, cu consumul de droguri, cu recunoașterea acestui, cu abordarea acestei chestiuni. Apropo, da. O secundă și nu vreau să vă mai întrerup, îmi cer scuze. Nu, de ce? Una dintre problemele pe care le-au ridicat elevii din Consiliul Județean al Elevilor, cei din Liceul Vrânceanu, și e foarte clar, nu au perspectiva orientării profesionale. Nu că nu vor avea un loc de muncă, nu știu spre ce facultate să se îndrepte, pentru dacă că nimeni nu le spune. Facultate prima dată și apoi spre ce? Da, dar nimeni nu le spune ce reprezintă practic facultatea de drept, de exemplu, sau ce reprezintă facultatea de medicină. Nu există o orientare practic profesională în rândul Sistemului Național de Învățământ. Facem de toate, învățăm formule, învățăm comentarii. Mecanic, acela sistem vechi de 50 de ani? Deci în momentul în care am ajuns la concluzia faptului că acești elevi mi-au spus foarte clar, dom'le, noi trebuie să avem un eseu, unul dintre subiecte bacalaureat, trebuie să avem un eseu despre o operă literară. Și mi s-a părut foarte interesant și am întrebat ce înseamnă. Și mi-au spus direct că înseamnă aceleași comentarii. Și mi-am adus de aminte de aceleași comentarii pe care trebuia să le învățăm pe de rost, fără a aborda din perspectivă personală, pentru că până la urmă o operă literară trebuie să o treci și să o prezinți sub forma unei perspective proprii. Da. Trebuia să învățăm acele comentarii pe care să le reproducem motamo exact ca opera literară. Nu treceai dacă nu le știai, așa este? Deci, practic așa suntem este. Și am rămas surprins, deci după 20 de ani, suntem în aceeași etapă. Fără să se fi schimbat nimic în ultimele două de decenii. Deci în 96 când am terminat facem legătura, uitați dumneavoastră, nu ne despărțim de... E un subiect extrem de sensibil care ar putea fi dezbătut pe larg într-un ciclu de emisiuni la noi în studio. Lucruri date. Un tânăr de 16 ani a
A fost arestat de polițiști pentru că a furat 10.500 de lei. Nimic în comun, ieșit din comun. Tânărul și-a ucis bunicul în vârstă de 74 de ani, pe care l-a înjunghiat, după care i-a furat banii de înmormântare. Asta ar fi enunțul primei știri. Știrea a doua. La examenele de capacitate, de simularea capacității de săptămâna trecută, peste 60 și ceva la sută dintre tinerii copiii de clasa 8-a nu au obținut nota de trecere. Ar fi legătură, ca și concluzie vis-a-vis de ce am discutat noi până acum, orientarea acestor copii, lipsa de orientare a lor, cât și legătura din triunghiul ăsta care ar trebui să aibă săgețile, că circulă, că funcționează, că este aerisit. E o legătură directă. Este o legătură directă. Dumneavoastră, mă bucur că luați pulsul și sunteți la curent. Și acum, dacă tragem linii și adunăm, mai avem nu mult timp la dispoziție, din toată această stare de fapt, din toată această societate plină de adversități, din tot acest război mut, nu ar fi el mut pentru că e și la vedere și se aude pe toate canalele de radio, televiziune, cât la sută e vina politicianului, cât la sută este vina omului de jos, care alimentează. Aici funcționează, v-am spus. Așa, deci, așa, așa. Vina este 50-50. Ar fi 50-50 și vă spun în opinia și de ce. Dumneavoastră. În primul rând, omul este cel care trimite politicianul și îl votează în Parlament, în Guvern, poate în Consiliul Local. Poate mai mult din partea noastră. Să zicem așa. Așa, 50. Dar omul poate fi și manipulat să facă acest lucru. Ați dat notă de trecere și la unul și la alții. Nu, vă spun că vina este împărțită în mod egal între ceilalți, între cei doi. Între cei doi actori de pe scena socială românească. Socială, e adevărat. Omul nu se uită ce votează, sau votează într-o necunoștință de cauză, sau acceptăm diverse manipulări. Doi, politicianul va face doar niște acțiuni de manipulare în campanie și va face niște chestiuni doar în preajma campaniei și după aceea nu-l mai vezi. Pe folosul propriu, diferența de timp? Diferența de timp e exclusiv în folosul propriu. Acum, eu nu vreau să generalizez. Nici să bârfim. Nu, sub nicio formă. Dar sunt foarte multe excepții și slavă Domnului că sunt. Avem oameni care, da, inclusiv Cernea, de care ați pomenit dumneavoastră, îmi place că e tânăr și neliniștit în Parlamentul. Corect, eu nu contest activitatea lui. Uh-huh. Sub nicio formă. Eu am contestat doar conținutul activității acesteia și în plan exclusiv. Și popii la gât. În plan exclusiv. Da, nu, n-am nicio problemă cu... Da. Și repet, aici vreau să fac o chestiune foarte, o delimitare foarte strictă. N-am nimic nici cu minoritățile sexuale, nici cu minoritățile etnice, nici cu adversarii politici. Deci nu am o problemă și nu încerc discriminare. Strict, de vreunul sau de vreunul. Doamne de ferește, alții, da. Vreau ca fiecare să aibă libertate de expresie și posibilitatea să facă acest lucru. Okay. Dar de aici până la ajunge în etapa în care copilul, orice copil, să vadă ca stare de normalitate că doi bărbați trăiesc împreună și fac acest lucru ca o stare de normalitate, aici nu pot să fiu de acord. Parcă peste fire așa, nu știu cum. Aici nu sunt de acord și asta e opinia mea personală. În rest... Haideți să discutăm despre un alt adversar al dumneavoastră, îl amintim pentru că văd că sunteți și dumneavoastră tânăr și neliniștit legat de acest adversar și nu lăsați să dezvolte. Adversarul dumneavoastră este factura la curent electric încărcată prin nu știu ce metode ingenioase. Și aici trecem la... Eu am rămas, v-am zis, ați avut curaj. Curaj și probabil ați și documentat. Trecem la un proiect legislativ recent care va are ca protagonist legea privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populații. Nu vă luați la trântă cu niște coloși care au firme de avocatură zdravă și bine definite acolo undeva. Mă refer la cei care dețin monopolul, cele 51%. Fără îndoială. Vreau să vă spun că, deși am 35 de ani, nu sunt un copil să nu-mi dau seama care sunt acești monștri de pe piața energiei, atât gaz cât și curent electric. Discutăm și de băieții deștepți, să știți. Da, că ei da, să... da, da, da. Din acest punct de vedere, îmi asum absolut toate aceste riscuri. Așa. Și vreau să vă spun ceva. În contextul în care această lege nu va trece prin Parlament și va fi respinsă de către Parlamentul României, am acea posibilitate conferită de Constituția României de a mă duce pe stradă și de a strânge 100.000 de semnături pe care eu sunt convins că le voi obține. Și mi se pare... Eu vă spun ceva. Plebiscit.
Da, voi face acest lucru pentru că acest lucru scrie în Constituție că poate și trebuie să fie făcut. Adevărat. Și vă spun ceva, oricâte case de avocatură ar exista, oricâte interese contrare, personal, mie nu au ce să-mi facă pentru că nu am absolut nimic de ascuns. Iar dacă mă vor da în judecată, da, dragi cetățeni, așa trebuie să funcționeze această imunitate. Pentru un proiect de lege eu nu pot să fiu dat în judecată, nu pot să fiu condamnat și nu pot să mi se pună pumnul în gură. Vine gândirea aia, știți dumneavoastră, bă, dar ce câștigă Cosmin Nicolae? Dar nu câștigă absolut nimic, voi câștiga cât câștigă și restul cetățenilor. Adică o factură la curent la care să nu mi se regularizeze anterior, să mi se ia bani în avans, să nu mi se recalculeze serviciile pe care le-am beneficiat anterior, să nu mi se pună tot felul ori de taxe, se face tăxulețe. Să știu, să fie oglindă în hârtirea. Nu, dar nu trebuie să facă, domnul Nistorescu, și vă spun de ce nu trebuie să facă. Atâta timp cât am un contor verificat și aprobat metrologic, însușit de distribuitorul de energie, nu e corect nici să-mi iei bani în avans, nu e corect nici să-mi recalculeze anterior. Dacă sunt probleme la acel contor, e problema ta pentru că tu, furnizor de energie, îl ai. Și tu trebuie să-ți asumi. Pe de altă parte, nu mi se pare corect ca în factura de curent electric, de energie, să mă trezesc cu tot felul de chestiuni mascate, de genul acelei taxe de rezervare. Asta este o aberație. Nu? Unde poți să... În momentul în care eu am un contract valabil, încheiat, da, tu mă pui să-mi rezerv dreptul de a consuma curent electric pentru luna următoare. N-ar fi putut să rezolvă OPC-ul dacă mergeam la ei, uite, nu exista, dacă vreți, din punctul meu de vedere, exista ANRE-ul, care, a cărui somn de veci, nu pot să-l înțeleg, Agenția Națională de Reglementare a Energiei Electrice. Nu, există un somn total, n-a avut nicio reacție niciodată. Și pot să-mi asum ce spun. Da, ei ajung spun undeva acolo în momentul în care se anunță scumpirile, majorările, da, că decupi filtrul lor. Ceea ce nu înțeleg este că ar trebui să aibă un pic de grijă și de populație. De aceea am făcut acest proiect de lege. Și în momentul de față am dat puterea NPC-ului. Agenția Națională de Protecție a Consumatorului are dreptul să constate abuzurile pe care le, eventualele abuzuri pe care le săvârșește un furnizor de energie și în momentul în care vă calculează și vă ia bani în avans, sau în momentul în care vă recalculează anterior, au posibilitatea de a da amenzi de 100.000 de lei, adică de 1 miliard de lei vechi. Pe de altă parte, în momentul în care vă pun în factură diverse taxe, tăxulețe, care sunt altele față de ceea ce am consumat, este prevăzut o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. În proiectul dumneavoastră legislativ? Da, în proiectul meu legislativ. Să știți mie îmi scapă aici, n-am proiectul dumneavoastră legislativ, am doar expunerea de motive. Aveți doar expunerea de motive, să vedeți în mod concret actul normativ așa cum l-a depus eu spre proiect, spre adoptare. Adoptare, da. Spre adoptare este just să plătim doar ceea ce consumăm și doar ceea ce scrie pe contor. De câtă vreme vorbă Căvanii să audă lucrul ăsta? Eu vă spun ceva, dar nu e vorba numai de Bocăvani. Da, eu vă spun ceva. Ceea ce este aberant în toată discuția asta este faptul că vin eu după 25 de ani și mă trezesc eu după 25 de ani să fac chestiunea asta. Da. Chiar n-a fost nimeni în stare să facă treaba asta, refuz să cred. Și atunci vin eu și întreb, chiar n-a fost nimeni în stare? Păi nu. Eu am senzația că nu s-a vrut. Nu s-a vrut, din care au fost? Nu s-a vrut, nu s-a putut, a fost greu, a fost... Da, eu aș vrea să întreb distribuitorii și furnizorii de energie dacă și-au respectat contractele inițiale care le-au avut cu statul român, dacă au făcut modernizările pe care le aveau în contract. Nu știu acel contract, contractul respectiv e secret, e secretizat. Dar eu din ce informații am, dumneavoastră trebuia să vă faceți niște modernizări așa pe rețele un pic. Și nu cred că le-ați făcut, sau în fine, poate greșesc, poate probați faptul că ați făcut toate modernizările, dar sunt colegi deputați în Parlamentul României care mi-au zis și sunt experți în energie electrică, chiar experți judiciari au fost și spun că aveți echipamente din 1980 care trebuia să le schimbați de mult și nu le-ați mai schimbat. Da, să știți că la un moment dat, tot buboiul ăsta de puroi din energie, la un moment dat se va sparge. Că vin eu, că veniți dumneavoastră, că va mai veni cineva. Dacă nu eu acum, va veni până la urmă cineva. Și cineva va trebui să plătească pentru că de prea mult. 34 de ani. Și ne trezim noi că suntem noi vinovați că ei nu au băgat acei bani. O spun alții care demonetizează și vorba de serviciile reglementate ce vin de la Bruxelles și spun că România în momentul de față au cel mai mare număr de avarii și spun de zona Moldovei parte de cel mai mare număr de avarii la suta de kilometri de rețea legate din partea furnizorului și a distribuitorului. Deci nu mă refer la sistemul național, cât la cei care gestionează lucrul ăsta. Așa e. Ăia care au 51%.
Și vă mai spun ceea ce se întâmplă. Vorbiți și dumneavoastră cu... Mergeți la Săucești, la vreme de seară. Da, mergeți, știu, la... dar mergeți la Răcăciuni, la vreme de seară. Sau mergeți în, da, în jurul Bacăului. Știu foarte bine ce se întâmplă. Să vedeți dumneavoastră, da, cum se întrerupe într-un stat european lumina fără să spună nimeni absolut de ce se întrerupe. Și doi, am întâlnit oameni, să știți, care au avut scurt circuit chiar la intrarea în rețea. Și îmi spunea, mi s-a dus și cuptorul cu microunde, nu mai merge nici frigiderul, dar nu mă pun cu ei, pentru că oamenii ăștia au avocați puternici, trebuie să fac o sumedenie de hârtii și de acte, da, până când e. Eu pot să-mi cumpăr din nou bunul de uscasnic. În momentul în care... Și atunci nu-i vorba de monopol. Unul dintre... una dintre acțiunile pe care le-au săvârșit, inclusiv asupra mea, în calitate de consumator, le-am considerat un abuz. La momentul respectiv au venit așa foarte sec și mi-au zis, da, ține în judecată. Pentru că știau că în judecată o să stăm foarte mult timp. Și da, până la momentul respectiv eu am nevoie de energie și am nevoie să consum gaz și curent electric. Dar să știți că asta nu mă va împiedica niciodată să continui acest demers. Și v-am zis, momentul în care va fi respins, dacă va fi respins de Parlament, mă voi duce pe stradă în fața dumneavoastră să vă cer semnătura pentru acest proiect de lege. E un lucru extraordinar, mă gândesc. Nu, să știți că nu, e un lucru normal. Nu, normal că, dar pentru mine este extraordinar și pentru cei care ne privesc, că cineva încearcă să ia taurul de coadă în această problemă. Asta vreau să vă zic. Dar ce se va întâmpla cu acest proiect legislativ? Dați-mi pași, eu totdeauna vă întreb ce urmează. Ceea ce urmează este intrat deja în discuția comisiilor parlamentare. Am 30 de colegi care îl susțin în momentul de față. Mi-am găsit suficient susținători în Parlament pentru acest lucru. Așteptăm votul comisiilor și după aceea votul reunit al plenului. Va fi votul comisiei cu plus. Votul reunit, să spun, va fi cu minus. Repetăm, vă duceți înapoi la popor? Da, da, cu certitudine. Nu vă lăsați legat de acest proiect legislativ. Și vor mai fi câteva proiecte de legi pe care o să vi le prezint și o să vedeți că vor deranja pe suficient de multă lume. Nu persoane în general. Vor deranja suficient de multe trusturi în care își... Trusturi, dar știți dumneavoastră cum e. La un moment dat un sistem e alcătuit din elemente, tot din oameni. Eu nu zic să nu vină trusturile. Să știți că nu am o filozofie nihilistă și demagogică. Doamne, da. Să nu mai vină nimeni, totul să fie al poporului. O să nu mă intereseze, nu. Să nu țin cont nu. De sub nicio formă. Din... E normal să fie trusturi și aici nu mă refer la trusturi de presă. E normal să fie trusturi, e normal să fie companii pe teritoriul românesc, companii străine, e normal. Dar haideți să avem o relație de bun simț și un parteneriat cu populația României. Nu, trebuie să rupem pielea. V-am adus unde am vrut eu, că așa fac eu de fiecare dată, dumneavoastră să simți lucrul ăsta. Când vom trăi în România să avem acele parteneriate win-win? Adică toată lumea câștigă, da, din așa, da, ceva. Cât deci, timp mai trece, domnule Rebun? În momentul în care clasa politică nu o să mai permită... partenerilor economici ca populație. Iar ajungem la politică. Da, da, pentru că decidentul politic are rolul de a reglementa și de a se interpune pe piață în sensul unui act legislativ coerent, corect, care să stabilească echilibru. Pentru că echilibru trebuie să existe și între lanțurile mari de comercianți, care nu sunt români, și populația care consumă din acele lanțuri. Da, în fine. O să spună cei care se simt cu musca pe căciulă că ați dat dovadă de demagogie, dar eu văd lucrurile curat. Demagogia, să știți că e pe hârtie. Dacă e să fie demagogie, să spună poporul că e demagogie. E scris negru pe alb aici, vreau să vă spun. E scris negru pe alb. Ce rămâne pe hârtie, rămâne, e bun scris. Așa e. Ziceți, nu e târziu să realizăm că țara are nevoie de altceva. Că suntem datori să respectăm cuvântul dat. Cuvânt care se respectă odată la 4 ani, se respectă. Să luptăm pentru oameni, să luptăm cu un sistem care prea mulți ani a secătuit acest popor. Lupta dumneavoastră nu e decisiv. Credeți dumneavoastră că nu e în van, nu e în zadar? Eu am un principiu de viață, domnul Nistorescu. Există două variante. Dacă vei alege să te lupți, există riscul să pierzi, dar dacă nu vei lupta, vei pierde de la început. Hai să pierd de la început. Adică, cu alte cuvinte, dacă plec din start, din capul locului, gândindu-mă că pierd, mai bine... Corect. Pe de altă parte vreau să vă spun ceva. Eu fac doar treaba, jobul meu de deputat. Eu nu fac o chestiune extraordinară, nu mă lupt cu sistemul neapărat. Eu fac treaba mea de deputat, așa cum știu eu mai bine și întrebându-i pe oameni. Atât și nimic mai mult. Și îmi fac datoria.
E un lucru bun, aud lucruri de la dumneavoastră care v-ați făcut și niște adversari, inamici de data asta. Mă gândesc că, bă, nu mai vorbim cu Cosmin Necolo, ăsta e omul la drept, frate, la nu, mă gândesc că să nu vă izoleze cineva acolo undeva, să zică, bă, da, bă, ori să încerce să mă izoleze, ori să încerce pe plan mediatic, au mai încercat, sunt unii care o fac deja. N-am niciun fel de problemă. Relația mea directă cu cetățeanul, de a mă duce pe stradă, nu mi-a poate lua nimeni. Discutăm de energie, oprim un pic discuția, vreau părerea dumneavoastră legată de certificatele verzi. Să câștigă bani frumoși. An de an societățile au câștigat cele mari. Și cetul nostru de la Bacău, să știți, au câștigat sume mari, mari, mari de tot pe aceste green certificate. Da. Dacă vreți o opinie personală referitor la aceste ceturi, eu aș desființa toate ceturile din țara asta. Centralizat, să nu fie paușalul. Vă dau un exemplu concret și putem face calcule pe hârtie. În momentul în care ne-am apucat și am desființat toate aceste ceturi, iar banii care ar fi fost alocați pe un an de zile pentru un cet, i-am dat cetățenilor, le-am cumpărat centrale cetățenilor, se rezolvă problema și nu mai avem aceste bătăi de cap și aceste găuri fără fund. Eu personal, Cosmin Necola, nu am ajuns până în momentul de față să fiu convins de acest sistem al cetului. Nu la Bacău. Și vă repet, nu mă refer la Bacău, la Focșan sau oriunde ar mai fi. În general, sistemul centralizat de încălzire pentru mine nu reprezintă o soluție eficientă. Nu reprezintă și este nesomnul, este Xanaxul administrațiilor locale, să știți. Dumneavoastră ați spus-o într-un fel mai direct. Da. Pe de altă parte, eu vreau să vă spun în felul următor. Nu mi se pare just și corect și voi introduce acest proiect de lege cât de curând ca unui cetățean să îi se ia banii pentru că trece o conductă de la CET sau nu mai știu după unde Dumnezeu prin cameră prin pe la el. Camera lui, deci da. Nu mi se pare corect. Da, de altă parte, nu mi se pare nici corect ca cetățeanul care este caplat la CET să sufere tot felul astea-s de probleme. Astea-s găselnița coloneilor care sunt la administrațiile de locatari, domnule deputat. Să știți, găselnițele astea cu conductele. Bun, eu am anticipat și acum să răspundeți prin da sau nu. Să înțeleg că un proiect legislativ se va duce la sănătate. Nu-mi ziceți prin da sau nu. Ce aveți în minte? Ce aveți în plan? Da, e cât de curând. Cât de curând, iar un altul va merge pe utilități, iar din nou, iar va face trimitere spre buzunar, spre portofelul nostru. Da. Eu mă bucur că dumneavoastră, ca și deputat, tânăr deputat, care vreți să schimbați o mentalitate politică, să obțineți un consens, bare un consens la modul, cum să-l numim, patriotic, un consens la nivelul pentru bunăstarea celui care vă trimite de dumneavoastră acolo în Parlament. Sper să schimbați ceva legat de chestia asta. Eu îmi doresc să facem o chestiune de normalitate. Doamne ajută, și toată să știți, alături de mine sunt oameni și oameni care sunt dincolo de culoare politică. Eu, pe mine personal, nu o să mă auziți bătând toba în chestiunile populației. Nu e loc de politică și de doctrină. Binele comun al populației nu comportă nicio doctrină. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă repet, vreau să vă am în studio ori de câte ori sunteți acasă, veniți să ne spuneți ce faceți, să ne spuneți ce ați mai făcut pentru noi, pentru cei care suntem aici atal pe jos. Cu mare drag, cu mare drag. Doamnelor și domnilor, îmi punem punct discuției de astăzi și mâine este o zi. Nu uitați, v-am spus, vremea este frumoasă. Încercați să ne scrieți pe cele două adrese de e-mail pe care vi le-am dat direct pentru noi ori pentru invitatul meu din această seară. Nu stați somnul națiunii, nu spun al rațiunii, naște altceva, nu mai dormiți, nu vă mai îndoctrinați cu ce nu vă trebuie, mai bine uitați-vă pe Champions League ori pe National Geographic și bineînțeles nu uitați de Euro TV, să vă uitați la noi în fiecare seară. Cu acestea vreau să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și să vă asigur că și mâine vom fi tot aici pentru dumneavoastră.